Deci nici nu avea rost, nici n-am mai intrat în polemică cu nimeni, nici n-am mai încercat să contrazic. Deci atâta timp cât ei, străinii, și așa ar trebui să fim și noi, au o credință deosebită în Dumnezeu și își ajută semenul. Își ajută semenul fără să aștepte recompensă. Singura lor dorință este de a vedea că noi într-adevăr facem. Da? Asta este modelul lor. Că ei au posibilitatea să obțină fonduri prin matra, prin fonduri structurale de altă natură, pentru a ajuta proiectele noastre. Este foarte bine. Este treaba lor. Și este o mândrie pentru ei, că într-adevăr atunci când a mers delegația din România, delegația din partea Consiliului Județean, din partea Ministerului, deci când i-am dus prima dată în Olanda, din partea Ministerului Muncii am fost cu domnul ministru Barbu, cu reprezentanți din partea prefecturii, reprezentanți din partea Consiliului Județean și am văzut pentru prima dată ce înseamnă să asiguri o asistență corectă pentru persoanele cu handicap, pentru demență, apoi ne-am dus în Germania la domnul profesor Schnadmann. Au văzut ce înseamnă asistență, într-adevăr, pentru copii cu autism, pentru tineri cu autism. Și apoi am venit înapoi și am zis, domnilor, haideți să încercăm să facem și noi. Bun, acum, da. Oamenii, în general, cei implicați în structurile de decizii, ar trebui să vadă, ca să poată să facă o analiză comparativă, și ce se întâmplă aici și ce se întâmplă acolo. Ei, din păcate, pentru că cel puțin cei cu care am intrat eu în contact, de câte ori am sesizat o problemă, punctual s-a rezolvat. Da. Foarte greu ajung informațiile la ei. Adică nu au de unde să știe cum trăiește și cum este îngrijit cu, eu știu, 5-10 lei pe zi, da, un bolnav cu AVC aici sau în altă parte, că sunt centre care arată mult mai rău. Și aici arată mult mai rău decât arată, dacă nu se făceau renovările. N-au de unde să știe, numai dacă ajung cu mama, cu bunica, cu mai știu eu cine. Altfel nu au de unde să aibă o impresie prea corectă, pentru că, în general, rar ori apelează. Că cei care au resurse financiare găsesc alte mijloace sau... Sau este ideea, foarte mult am întâlnit, vai de mine ce o să spună lumea, că mama sau tata sau copilul sau este într-un azil. Nu este azil. Este un centru de recuperare. Și în momentul în care vine... Trebuie să fie, da. Așa e. Da, în momentul în care vine să solicite, primul lucru care fac, îi invit să viziteze instituția. Și dacă consideră că este corect ceea ce se întâmplă aici, să apeleze. Dar unul, dacă apelează, deja transmite informația, nu mai e nevoie de site, că foarte multă lume m-a întrebat și o să avem și site, o să avem și blog. De ce nu transmitem informația? Atâtea solicitări avem pentru internare că nu este nevoie de așa ceva. Se transmite... care procedura? Care procedura de internare? Deci, Direcția Generală de Asistență Socială are o comisie complexă de evaluare. Este nevoie de o serie de, o baterie de teste, obligatoriu pentru demență, testul psihologic, MMS-ul, examenul psihiatric, examenul neurologic, ancheta socială, apoi sursele de venituri, ce fel de venituri au. Dacă nu au venituri, atunci ancheta socială, deci în ancheta socială trebuie neapărat primăria să specifice, sunt cei care vor dori să plătească pentru el, iar dacă nu, familia sau dacă nu, veniturile beneficiarului. Așa? Și apoi analize de rutină. Deci glicemie, RBV-ul, examenul coprologic. Deci solicitarea se depune la direcție? Da, obligatoriu. Am înțeles că vin totuși oameni din alte județe, nu? Vin și din alte județe, dar tot acolo se adresează. Așa. Vin să se informeze, dar acum... Normal, când s-a creat instituția, a fost de interes național, deci avea acces până în urmă cu 2 luni din toată țara. Solicitările fiind foarte mari din partea județului Bistrița de Năsăud, nu mai facem față. Da, și atunci, prioritar, prioritar este județul. Iar cei care vin din alte județe, dacă avem posibilitate, atunci se plătește integral, deci suma integrală de 12.314.000, iar pentru cei care sunt din localitatea, din județul Bistrița Năsăud, 603 lei. Și da. Câți beneficiari aveți? Deci este full, deci este plin, da. Deci sunt pe demență 70, pe recuperare 1 cu sechelele după accidente vasculare 50, pe tineri cu handicap 78. Deci 78 pe 50 de locuri, deci este plin de tot, da. Deci, ce pot să zic? Revenind la ideea dinainte, este corect, nu este corect, nu, nu. Deci dacă mi-ar fi ascultat părerea mea,
aș fi spus că nu este corect, deocamdată. Deocamdată, că avem mari probleme administrative. Aici avem mari probleme administrative. Aș fi spus etajul 2 să fie demență, etajul 1 tineri cu handicap, pentru că avem foarte mulți tineri cu handicap în localitatea Bistrița, în vechiul leagăn de copii. Copii care au pornit de aici. Deci la 16 ani, în momentul în care s-a înființat Direcția Generală de Asistență Socială și a fost neapărat nevoie de a separa copiii de adulți, domn director de atunci, Marin Mic, așa, a decis că este mai bine să fie separat complet adulții de copii, să fie duși la leagănul de copii. Atunci am explicat corect ceea ce faceți voi acum. Dar ce se va întâmpla cu acești copii peste 2 ani? Pentru că la 2 ani împlinesc 18 ani și va trebui să-i aduceți înapoi aici. Ori aici se vor umple locurile, ceea ce s-a și întâmplat. Motiv pentru care eu gândesc că acel centru care s-a făcut în Bistrița nu este corect adaptat pentru demența Alzheimer, că într-adevăr nu poți să-i pui la etajul 1 sau la etajul 2, nu poți să-i închizi. Să se înțeleagă, este un centru fără frumos, curte. Fără curte, categoric. O alee. Și are o alee de intrare, atât. Persoanele cu Alzheimer au nevoie de spațiu în jur. Un spațiu, nu poți să-i ții doar categoric. Ei au nevoie de mișcare. Adică, practic, ieșirea din centru se face direct în stradă. Direct în stradă, da, corect, corect. Cineva foarte bine a întrebat pe blog ce o să faceți cu ei, o să-i țineți imobilizați sus. Pe ce blog? Al Mesagerului. Da, al Mesagerului. Am văzut în urmă cu o lună de zile. Și corect a întrebat acea persoană, nu știu cine este, dar într-adevăr a întrebat corect. Ce o să faceți cu ei? Pentru că la persoana cu demență, deci persoana cu demență, așa cum am explicat înainte, nu poți să închizi într-o unitate de psihiatrie, exact ca și copilul cu autism. Deci nu poți să-l închizi într-o unitate de psihiatrie. Este o instituție specială pentru ei, unde au nevoie de o terapie specială. Acea terapie specială este foarte mult terapie ocupațională, este foarte mult consilierea, este foarte mult plimbarea, este foarte mult posibilitatea, să-i dai posibilitatea acelui om, abilitățile care le mai are, să și le poată utiliza. Să le mențină, sigur. Să și le mențină, da. Păi, poate că se poate schimba destinația clădirii. Părerea mea asta ar fi. Mai bine să decongestioneze aici, la noi, și să facă centru de recuperare neuromotorie acolo. Pentru că majoritatea care sunt la recuperare neuromotorie aici sunt din Bistrița. Am înțeles. Și fac naveta Bistrița-Beclean. Pentru că foarte mulți dintre ei vin, pleacă vineri acasă. Aparținătorii și îi duc și îi aduc. Da. Este o idee. Eu nu zic cineva să țină cont neapărat să țină cont de ideea mea. Dar ar fi o idee. În primul rând s-ar decongestiona aici, ar rămâne la etajul 2 demența, la etajul 1 cu tineri cu întârziere mentală, ar putea să vină ceilalți care sunt în altă parte și care sunt ai noștri și din alte județe și ar fi un cadru propice și pentru cei cu sechele după accidente vasculare, într-adevăr în condiții corecte. Pentru că aici este o jumătate de secție. Sunt 50 de persoane la recuperare pe 30 de locuri. Că, practic, tu, la un moment dat, trebuie să respecti standardele. Este obligatoriu să respecti 6 metri pătrați pentru persoana cu handicap. Obligatoriu. Respectând cei 6 metri pătrați, nu ai decât 30 de locuri. Da, da, da. Ori, la ora actuală, sunt pe 30 de locuri 50 de oameni. Pe centru din Bistrița încă nu se dă folosință. Nu. Se urmează. Este gata, am înțeles că este gata. Este foarte frumos, pentru că totuși s-au investit 15 miliarde în el din partea Ministerului Muncii și corect ar fi să fie... Și proprietarul cine? Proprietarul este Direcția Generală de Asistență Socială și în speță Consiliul Județean, că este donator principal de credite. Eu spun că acolo se găsește înțelegere. Probabil, probabil. Deci eu înaintez o propunere. Acum factorii de decizie sunt cei care dacă nu e, vor decide. Dacă nu e adaptat, nici nu știu.